La fel, curea foarte mare, așa poate o știe, o știți, mama ei e profesoară de franceză în centru, așa, gură mare. Sunt curios aici ce gură are, că e chiar atâta de micuță e asta. Este la început de drum, asta este o poveste pe care i-am spus-o eu, care a făcut-o, e, vă spun, este absolut la început de drum. Vedeți că e cărbune, care pentru ea este excelent ce face. Mai are încă o lucrare de jos acolo. Bună ziua! Mă numesc Bănărescu Ana și fac parte din Academia de Arta Maestrului Robert Percu. Sunt începătoare, iar acesta este un desen de-al meu, în tehnica cărbunelui. Vreau să mulțumesc organizatorilor, maestrului Percu, pentru că m-am învățat să desenez mai bine și părinților pentru că m-au susținut. Ei, am seama noastră în vorbit. Nu vorbește de ori. Nimic, nici un cuvânt nu scade. Băi, dacă nu scăză, nu am cați seama. Hai, așa, hai. Așa, deci, ea este absolut la început de drum. Uitați, aici are niște piese semnificativ pentru muzeu, de altfel, ele sunt în creon, urmează să folosim celelalte tehnici pe care le vedeți și o să le vedeți în dispoziție. Așa, merge bine, dar nu mă pot înțelege, că dacă spun, măi, înțelegi și aici, măi, spune nu, măcar nu. Nimic, nici da, nici nu. Nu știu cum voi vorbi cu ea, nu trebuie să inventezi un alfabet muțesc de ăsta, văd eu cum bun ne fie o face. Ia, ne-i rog. Participați cu două lucrări. Vreau să le mulțumesc părinților, domnul Percu și celor care sunt aici. Vă mai numiți de partea de acolo. Așa. E o domnișoară care este foarte harnică și foarte talentată. Acum trebuie să vă spun un secret, nu e de fapt niciun secret, este fata primarului. Și nu de aia o laud că e fata primarului, că și ăla mi-a fost elev. Așa că nu e chiar așa o problemă. În schimb, este foarte harnică. Adică pe ce pune mâna în materie de desen de jucătorie? Ea a înaintat foarte repede, e la pastel acum. Este, adică au mers pașii mult mai repede la ea decât la alții. Sigur că avem de corectat, mai avem de corectat. În schimb, ceea ce face, o face extraordinar de bine, este foarte răbdătoare la desen, ceea ce, sincer, îmi place. Măi, ia prezintă-te tu, că poate nu te-a prezentat. Bună ziua, mă numesc Radu Sonia și fac parte din școala maestrului Percu de aproape un an. Vreau să vă prezint una din lucrările care este lucrată în pastel. Vreau să... mai tare, mă, că taică tot nu te-a plăcut. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, părinților mei și maestrului Percu. Așa, asta este domnișoara Budu, care este în clasa 11 la Liceul Canati și care a fost elevă la mine pe 4 ani. V-am spus că... A câștigat o groază de concursuri, nu trimit la concursul de copii, deloc. Trimit la concursul de maturi. De ce? Pentru ca să se obișnuiască cu concursurile absolut serioase. Ea a adus premii, e meritul ei, foarte frumos, desenează și acum în continuare, face o școală asta, e de prima în clasă și vrea să facă diplomație, dar culmea ironiei că paralel vrea să facă arte. Măi, să dea atât în Dumnezeu să fii diplomat care desenează. Ar fi o chestie. Ia spune-și. Bună ziua! Numele meu este Ariana Budu. Și adevărul este că am terminat la maestru acum mult timp, dar când acesta mi-a propus să particip și eu astăzi, sincer, nu am putut refuza. Acesta este un desen cu care am câștigat primul 2 la concursul Enescu și Marea. Și chiar mi-aș fi dorit să vin cu ceva mult mai reprezentativ pentru această seară, dar a fost foarte ocupată pe examenele. Oricum, mulțumesc tuturor pentru atenție. Acum vine ăștia tare, bărbații feroci, au de lucru. Așa. El este iar un elev foarte bun. Mă rog, băieții sunt băieți, în materie de hărbicie, trebuie să recunoaște. El, intelectual, este foarte bun.
E, aici mai scârție la mine, dar nu e niciun necaz că îmi bag eu viteză. Îmi bag de la 380 și merge treaba cu revoluție. Important este că îi place extraordinar de mult să desfineze. Și ceea ce face, bine, el e tot la început de loc. Vă dați seama dacă la anii ăștia, ești a șapte sau ce? A șaptea, este un studiu anatomic. Ăsta deja e studiu anatomic cu scrie la carte. Este după un picior de gips făcut, care nu e o treabă ușoară, având în vedere că culoarea gipsului este albă. Și ca să iei și să descoperi fiecare umbră în parte, e o chestie foarte grea. Dar totuși băiețelul ăsta a reușit să facă. Mă numesc Lazarovici Andrei și fac parte din Academia de Arte a domnului Perco. Am ajuns recent la desen grafic și pentru expoziția viitoare voi avea și în culoare. Acesta este un studiu anatomic al unui picior de ghizu, cum cum a spus și în următorul meu de artă. În final vreau să le mulțumesc organizatorilor, spectatorilor și în special domnului Perco. Asta e dureros. Asta e unul dintre marile mele plăceri, da? Amândoi băieții sunt... Asta e, face karate, face tot felul de minuni, învață binișor, așa cum învățam eu binișor, nu foarte bine. Așa, este tot la început de drum. Mi-a plăcut un mod deosebit lucrarea asta, care este în sepia, de altfel, și este de aici, de pe rafturile astea, pe undeva. Le-a făcut foarte bine. Și o să facem tehnica mai departe. Ăsta îi place de sărbă. Să nu aproape nu departe de mine, trebuie de 5-6 ori pe zi vine la atelier la mine. Deci îi place să stea acolo. Bună ziua, mă numesc Măcău Eduard, sunt elev al Academiei de Pictură și Grafică a Maestrului Perco. Sunt la început de drum, dar îmi place foarte mult să desenez în principal obiecte. Am ales acest desen făcut în sepia, deoarece îmi plac obiectele vechi, antice, istorice. Vă mulțumesc pentru că ați venit să vizitați și să vedeți faimoasele lucrări ale elevilor. Faimoase? Poate vedea lume, spune! Elevilor Maestrului Perco. Mulțumesc! Acum ce mai micuță? Asta. Nu ești pe el, dacă nu iau, nu mai ești pe el? Nu. E una micuță, n-a participat, sigur este de înțeles, nu e niciun fel de probleme, spune și ea două cuvinte, te uiți ori la bunica, ori la mine, unde vrei tu, numai să drum, să nu te bătești. Așa. A făcut tot, tot este la început de drum, foarte la început de drum, sunt tot piese din muzeul de aici. A făcut și ea cum poate, dar este foarte bine. Ceea ce face este foarte bine. Bună ziua! Numele meu este Dincu Maria Alexandra. Și voi împlini 11 ani. Băi, din ce școală faci tu parte? Fac parte din Liceu Teoretic al Atis. Și eu ce îmi plăc? Bine. Ai mulțumit la lume? Vreau să îi mulțumesc domnului Perco, părinților mei și organizatorilor. Bravo, mai rog! Ăștia a fost elevii mei de la școală. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați participat. Mulțumesc domnului primar, soției care vine întotdeauna la expoziție. Le doresc elevilor mie spor la treabă și ce fac eu cu ei acolo, fiți convinți, la următoarele expoziții le vedeți mai complicate. Ce să vă mulțumesc, bineînțeles, și celor care au venit, doamna Lăcătuș și așa mai departe, care au venit ca să le punem, să le amețim acolo, organizatorilor, bineînțeles, mulțumesc la fel și dumneavoastră vă doresc o după masă plăcută. Evident, dacă doriți, jos acolo, nu știu cum să fie. Nu, dar ca să știe lumea că acolo, expoziția acolo. Ca să nu rămână neobservat această expoziție și amintirea cumva să vă rămână, ne-am gândit să vă oferim, să le oferim copilul noastră de două diplome, care să vă amintească de ediția din acest an și vă
felicit pe voi copii, pe voi părinții, că ați ales un următor atât de, de iscusit. Mă minunesc că aveți doi băieți acum, că de obicei nu prea stătea. Vă doresc ca muzeul să vă rămână un loc de inspirație, ori de câte ori simțiți nevoia de a studia simetria, de a studia arta decorativă. Aici găsiți o sursă de inspirație continuă. Și bineînțeles, pe doamna Odobescu să o întrebați, că este istoric de artă și critic de artă și doctor. Deci puteți să o întrebați, cum e cu perspectiva, cum despre e cu aici la fața lor. Să mă întrebați. Da. Ce e în spatele obiectului? Domnișoara Pop Ana Maria, felicitări pentru participarea din acest an. Papirusul descoperit la Derveni în Grecia și după 60 de ani de la descoperire avem unele indicii destul de interesante despre natura acestui text. Ce tip de text a fost? Deci pentru păritori, o parte dintre lucrările elegilor sunt expuse în încăperea care adăpostește mormântul Papirus. Și vă dorim în continuare, nu știu, vizionare plăcută, rămâneți alături de noi. Vă mulțumesc încă o dată!